Dacian Cioloș, europarlamentar reper. Bine ați revenit în studiul Hornius domnule Cioloș. Bine v-am găsit. Săptămâna trecută o știre a ținut uh, prima pagină a publicațiilor din România și nu numai. Inițiativa pe care ați avut-o o serie de colegi europarlamentari din Grecia și din Bulgaria privind desfințarea controalelor dintre cele trei țări. Ce s-a întâmplat? Frun controlul la frontiera terestră. La Trebuie frontiera terestră. normal, la aeroporturi și maritim, în mod normal, ar trebui să intre în vigoare. Da, am trimis această scrisoare și am avut această inițiativă, în primul rând, pentru că cred că subiectul România și Bulgaria în Schengen trebuie menținut pe agenda politică europeană și națională. Din păcate, anul trecut, guvernul n-a reușit să obțină un acord și pentru aderarea cu frontiere terestre, chiar dacă el ar fi fost amânat în timp, dar ar fi fost important să avem un acord politic, adică să fie o decizie uh, finală, unică, chiar dacă implementarea ar fi fost în etape. Un termen, vă referiți la un termen exact, așa da. cum este în cazul frontierelor navale și exact. uh, uh, aeriene. Dar să fi fost o singură decizie, pentru că așa am avut doar o decizie parțială și acum ne mai trebuie încă o decizie. Nu știm când va fi și când subiectul. Va reapărea pe agenda Consiliului. Nu credeți că nu s-a impus în timpul negocierilor pe care partea română le-a avut cu partea austriacă și acest termen exact, această dată exactă pentru integrarea pe care terestră? Nu știu care sunt de negocierilor, care a fost obiectivul negociatorilor din România. Sentimentul meu e că <coughs> au vrut cu orice preț o decizie rapidă, chiar și parțială, ca să poată să vândă acasă ca pe un succes. Și că pentru a avea acea uh, decizie, au cedat în fața uh, Austriei, care, sigur, își dorea să țină România și Bulgaria în corzi cât mai mult, ca să folosească uh, și acest element în campania lor uh, internă. Suntem unde suntem, nu avem o decizie cu frontierele uh, terestre. Eu, noi am avut această inițiativă uh, exact în ideea de a ține subiectul pe agenda și de a face o propunere care, din punctul. Meu de vedere e fezabilă. E fezabilă pentru că eu l-am auzit chiar pe ministrul nostru de interne care a spus nu, România e juridic deja în Schengen prin faptul că e acceptată cu aeroporturile și cu frontierele maritime, vine și frontiera terestră, păi dacă România e deja juridic în Schengen, conform legislației Schengen, statele membre Schengen pot să decidă ca temporar să impună controle la frontieră, să renunțe la ele când apar condiții mai dificile iară să impună controle la frontieră. Pot să existe în cadrul legislației Schengen europene astfel de decizii bilaterale sau multilaterale între anumite state membre Schengen. Deci la fel și România și Bulgaria cu Grecia ar putea lua această decizie cu atât mai mult cu cât front, Grecia nu are frontieră terestră cu niciun stat membru Schengen. Deci faptul că Grecia ar deschide Frontiera cu Bulgaria și, deci, implicit, și cu România, n-ar trebui să creeze probleme niciun alt stat membru Schengen, pentru că nu există riscuri să ajungă pe uh, traseu terestru migranți uh, scăpați uh, de, de, din control în, eu știu, Austria sau în alte uh, state membre. În continuare, există un control la frontiera cu. Ungaria și apoi cu Austria. Deci această decizie din punct de vedere tehnic ar trebui să fie posibil, posibilă pentru că acest risc nu există, din punct de vedere juridic ar trebui să fie posibilă dacă e așa cum zice ministrul nostru de interne că România e practic juridic în Schengen și e clar pentru toată lumea că e un interes social, e un interes economic și pentru partea română și bulgară și pentru partea din Grecia. I am avut uh, și am în continuare consultări și contacte și uh, cu oameni din Comisia Europeană ca să văd cam care ar fi posibilitățile. Am avut un contact uh, și o discuție telefonică și cu ministrul uh, grec al migrației după ce am trimis uh, scrisoarea. Ce, ce v-a spus ministrul? Uh, Într-o primă fază mi-a spus că din punctul lor de vedere e foarte dificil și că el insistă în continuare pentru o aderare completă a României și Bulgariei la Schengen, că ăsta e obiectivul prioritar. Și aici am fost amândoi de acord că ăsta trebuie să rămână în continuare principal obiectiv, dar că în așteptarea acestei decizii să studiem și posibilitatea asta. I-am prezentat argumentele și uh, va exista o, uh, o analiză și de uh, partea lor. Vom vedea care sunt modalitățile prin care acest lucru ar putea fi făcut și apoi, evident, până la urmă e o decizie. A guvernelor Greciei, Bulgariei și României, dacă fac pași în această direcție sau nu. Da. Eu am făcut ce ține tehnic, de mine, ca europarlamentar. Da. Tehnic, cum se poate face acest lucru? Fără, nu știu, fără a enerva, să zic așa, Austria. Păi, bun, acum, uh, uh, Austria, noi am enervat-o și prin declarațiile care au fost făcute până acum, și prin presiunea economică. Prin multe lucruri am enervat Austria, așa cum și Austria ne enervează pe noi. Deci aici nu e vorba de nervii fiecăruia. Tu faci niște lucruri respectând legea și ținând cont de posibilitățile juridice, tehnice, administrative pe care le ai. Noi așa am vrea să intrăm și în Schengen. Acolo Austria are o pârghie să blocheze. Aici, în mod normal, Austria n-ar trebui să aibă pârghii să blocheze și nici n-ar trebui să aibă motive. Pentru că dacă obiectivul lor declarat public, E că uh, vor să se protejeze de uh, valuri de migranți care ar scăpa controlului, păi, în mod normal, n-ar trebui să uh, mai poată folosi acest motiv. Așa cum v-am spus, uh, Grecia oricum nu are frontieră terestră uh, cu ei sau, eu știu, cu alt stat membru. Faptul că uh, pe o anumită perioadă, pentru că eu ce-am propus și ministrului grec foarte concret. Eu am zis, bun, eu pot să înțeleg că încă nu putem complet poate deschide frontierele sau că nu aveți curajul să o faceți complet și definitiv câtă vreme România nu e acceptată în Schengen complet, dar temporar, eu știu, de la mijlocul lui mai până în octombrie, când e perioada aceea a valului de turiști care se duc și stau la coze în Bulgaria și în, în Grecia, pe baza deciziilor deja luate până acum așa legislației Schengen s-ar putea deschide frontiera cel puțin în această perioadă. Vedem cum merge. Vedem o lună, două, cum funcționează lucrurile dacă sunt anumite riscuri, ținem ține cont de ele și luăm măsuri. Dacă nu sunt probleme, lăsăm și după septembrie, după octombrie. Deci eu cred că lucrurile pot fi făcute rațional Ținând cont de realitatea din teren, asumat cu responsabilități de o parte și de alta, în așa fel încât să nu punem în pericol, eu știu, riscul de protecția a frontierei terestre a niciunui stat membru. Realist vorbind acum, această propunere credeți că va fi pusă în practică, totuși, sau până la urmă trebuie să așteptăm până când, într-un. Consiliul Jai se va decide că da, de la data cutare România intră în Schengen și cu frontierele terestre. Dacă guvernele celor trei țări decid să ia în serios această idee, nu e nevoie de un Consiliu Jai. Trebuie continuate, evident, negocierile pentru o decizie definitivă. Deci asta e un lucru. Dar, încă o dată, această decizie temporară Bine izolată din punct de vedere geografic într-un anumit spațiu al zonei Schengen, nu e legată și de negocierile care au loc. Din potrivă, asta ar putea arăta că o deschidere a frontierei nu crește riscul de migrație ilegală, migrație clandestină și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, asta poate să fie chiar un, un test. Cu atât mai mult cu cât, așa cum am spus, Neexistând o frontieră terestră între Grecia și alte state membre, faptul că Grecia își deschide frontiera terestră cu Bulgaria și deci cu România nu pune automat în pericol alte state membre. Cu atât mai mult cu cât uh, oricum frontiera maritimă uh, va, controlul la frontiera maritimă uh, va, va fi eliminat. Și la cel cu aeroporturile. Deci, n-ar trebui să fie asta o problemă suplimentară. Spuneați dacă guvernele celor trei state, guvernul României, a părut interesat de această propunere. Nu știu, ați informat, ați avut o discuție cu cineva, va căuta cineva după ce ați făcut această propunere? Nu, dar l-am sunat eu, pentru că noi am luat împreună cu Vlad Gheorghe foarte în serios această idee. N-am făcut-o doar ca să fluturăm o măsură populistă. Chiar astăzi Vlad Gheorghe se întâlnește cu colegul nostru bulgar, care e dintr-un partid de guvernământ. E partidul care a propus premierul, care are premierul în Bulgaria și discutăm ce reacții sunt și din partea lor și ce putem face în continuare. Eu, în ziua în care am trimis scrisoarea către ministrul grec, L-am sunat și pe ministrul Predoiu, l-am informat, chiar dacă, mă rog, a fost public această inițiativă, dar am vrut să-l informez uh, direct și să-i uh, expun direct și argumentele care au stat în spatele acestei uh, scrisori. Și, evident, că și Ministrul Predoiu e interesat ca noi să avansăm. De altfel, hai să fim sinceri, împreună cu Luminița Odobescu sunt singurii oameni din guvern care chiar au fost implicați în negocieri atunci când s au, au obținut ce au obținut. A ieșit în față premierul Ciolacu și a fost uh, cât pe ce să arunce în aer uh, negocierile de cu Austria. Ce? Pentru de că s-a apucat să anunțe concluziile unor negocieri în, înainte de a uh, fi, final, a fi fost finalizate deci oamenii acele de la discuții, înțeleg, negocieri. Păi nu. știți, s-a auzit și dumneavoastră, cum am auzit și eu, că a fost o tensiune atunci foarte clară. Și guvernul bulgar a fost ambarasat un pic pentru că premierul bulgar S-a ținut de cuvânt și n-a ieșit public cu nimic câtă vreme n-a fost acordul finalizat. Premierul Ciolacu cu care sentimentul meu e că n-a fost implicat direct în negocieri, pentru că atunci când ești implicat direct în negocieri, știi care sunt regulile pe care trebuie să le respecti de bun simț dacă vrei să obții rezultate. Eu am făcut asta când am negociat eliminarea vizelor pentru Canada. Deci, Ministrul Predoiu a încercat să facă ce a putut împreună cu doamna Odobescu. De asta am și sunat să-l informez acum. Acum vom vedea ce vor decide la nivelul guvernului, dacă vor lua în considerare această posibilitate sau nu. Dar sigur că în primul rând depinde de semnalul dat de guvernul Greciei. De acolo, dacă guvernul Greciei se arată interesat de a discuta o astfel de posibilitate pe care să-și asume, pentru că e statul membru cu drepturi de pline în Schengen. Sunt convins că ministrul grec va analiza și posibilitățile juridice, administrative, așa cum am spus și în consultări cu Comisia Europeană și vom vedea în perioada următoare. Eu am considerat de datoria mea ca europarlamentar, noi în Parlamentul European suntem limitați în posibilitățile pe care le avem acum, pentru că ține de Consiliu, deci de guverne, dar căutăm să facem uh, ce ține de noi ca să ținem acest subiect în continuare pe uh, agenda și să putem avea o decizie anul acesta. Când credeți, realist, că România va intra de plin în uh, spațiu Schengen? Ca acum spuneți că juridic, dar practic. Păi eu am spus că uh, noi am cam ratat momentul uh, din decembrie anul trecut, așa cum l-am ratat pe cel din decembrie 2022. Do decembrie 2022 ar fi fost un moment ideal. Atunci a fost din nou repus subiectul pe agenda, în mod serios, după mulți ani de zile când a fost ținut deoparte. Noi am ratat atunci momentul, pentru că, după ce Austria ne-a blocat, Olanda a blocat uh, Bulgaria, din păcate, uh, liderii noștri politici din Bulgaria și România nu au dus subiectul așa cum eu aș fi făcut-o la nivelul Consiliului European, deci să-l fi dus la nivel politic și să-l fi pus pe masă, să fi spus foarte clar, din momentul ăsta, aderarea României și Bulgariei la Schengen e un subiect politic european, nu e doar al României, Bulgariei, cu Austria și cu Olanda. De ce nu au făcut-o, Nu știu, asta trebuie să-i întrebați pe ei. Eu nu vreau să fac cu analistul politic, eu sunt om politic și eu spun ce aș fi făcut eu și ce mă aștept eu și ce aș fi așteptat de la liderii noștri politici și ce cred că ar fi putut fi făcut. Deci noi am ratat momentul ăla, decembrie 2022, ianuarie 2023, când dacă subiectul era ținut pe agenda politică europeană, ar fi trebuit să crească presiunea asupra Austriei și uh, Olandei, pe Olanda. Și noi am mai ținut presiunea din grupul Renew, pentru că guvernul olandez încă făcea parte din uh, prim, premierul olandez din grupul Renew. Iată că încet, încet Olanda. <coughs> a renunțat la, la, asta. Nu știu de ce președintele Iohani și PPE-ul n-a făcut presiune suficientă asupra Austriei. Am ratat momentul respectiv. Președințiile de atunci, inclusiv președinția spaniolă, acum, în a doua jumătate a anului acesta, a acceptat să mențină subiectul pe agenda politică. A mai fost o încercare la sfârșitul acestui an, care din nou a fost ratată sau a fost ratată parțial, pentru că am avut doar o jumătate de decizie politică. Acum mi e foarte greu să spun când vom intra în Schengen pentru că anul acesta știu că avem alegeri europene în iunie, apoi va fi instalată o nouă comisie, vor fi aleși noi lideri europeni, nu știm care va fi agenda politică europeană după alegerile europene, care va fi configurația în Parlamentul European, în Consiliul European și cum vor evolua prioritățile. Eu cred că cu cât avansăm în timp, cu atâta șansele de a rămâne din nou la periferia priorităților politice, acest subiect a aderării României și Bulgarei la Schengen, sunt mai mari, sau riscurile sunt mai mari. De aceea am și avut această inițiativă să încercăm să ținem subiectul pe agenda politică. Deocamdată, la București, se vorbește despre comasarea alegerilor europarlamentare cu alegerile uh, locale, mai puțin de Schengen, după ce s-a prezentat ca o victorie importantă a ultimilor 13 ani. Ce părere aveți despre aceste discuții uh, privind comasarea celor două tipuri de scrutin? Alegerile locale și alegerile europarlamentare sunt două lucruri total diferite din punctul meu de vedere. Prioritățile, discursul politic, agenda de dezbatere electorală e una diferită, chiar dacă, să zicem, dezvoltarea locală depinde în mare măsură de fondurile europene. Și am văzut că acolo unde comunitățile locale s-au dezvoltat e pentru că au folosit bine fondurile europene, fără excepție. Nu există comunitate locală care să se fi dezvoltat fără să fi folosit fonduri europene. Dar, dincolo de asta, subiectele pe care noi uh, ar trebui să le avem acum pe agenda dezbaterilor naționale în uh, perspectiva legilor europene sunt legate de felul în care ar trebui să reformăm Uniunea Europeană ca ea să funcționeze mai bine, să nu lăsăm acest. Uh, Discurs doar populiștilor de extremă uh, dreaptă. România, al șaselea stat membru din Uniunea Europeană, și ar trebui să fie foarte activă în a veni cu idei despre cum să reformăm instituțional Uniunea Europeană ca să putem face extinderea inclusiv spre Republica Moldova, despre cum să echilibrăm mai bine uh, viziunea privind dezvoltarea economică, inclusiv a agriculturii, cu viziunea privind măsurile de mediu, Green Deal-ul, despre ce, cum va schimba Economia și societatea europeană, inteligența artificială și digitalizarea, despre cum să conectăm mai bine realitățile și nevoile cetățenilor de prioritățile politice europene. asta ar trebui să fie subiectele la noi, despre cum menținem în continuare pe agenda nevoia de a investi în infrastructură, pentru că în România avem nevoie de fonduri europene pentru infrastructură. Vă dați seama că la nivel local discuțiile vor fi cu totul uh, altele. Dar propunerea asta e evident pentru cine urmărește un pic evoluția politică că e vorba de uh, teama unor lideri politici de a-și pierde influența în partide dacă nu au uh, susținere din partea uh, masei uh, alegătorilor teama și aleșilor din politici. partid. ce să răspundem pe nume. Păi uh, domnul Ciolacu cu domnul Ciucă, probabil că vor să lucreze în continuare. Domnul Ciolacu are nevoie de un domn Ciucă care să aibă un rezultat cât de cât rezonabil la PNL, în același timp domnul Ciolacu e interesat și să mai recupereze dintre primar și consilier local nemulțumiți de la PNL sau care se tem că nu vor mai avea susținerea politică și să se ducă la PSD, dar va trebui să cântărească interesul de a atrage primar și consilier local cu interesul de a menține PNL-ul uh, condus de domnul Ciucă pe linia de uh, plutire ca să-l aibă partener la uh, guvernare și atunci vor cântări în funcție de asta dacă acceptă, dacă merg sau nu cu comasarea. Deci comasarea asta nu e pentru a reduce costurile. Haideți să fim serioși. Noi știm că democrația costă. Am mai avut alegeri separate. Anul acesta avem mai multe rânduri de alegeri. E normal că ele trebuie suportate de la bugetul de stat. Nici nu poți să zăpăcești oamenii să-i duci la alegeri cu 6 șapte buletine de vot, poate în București vor fi și mai multe, pentru că e primăria Bucureștiului, primăria de sector, Consiliu, sunt consilii. general, consiliul local. Deci, evident că lucrul astea costă, dar eu nu am sentimentul că lor le pasă mai degrabă de bugetul de stat. Dacă le pasă de bugetul de stat, aveau grijă mai bine să nu ajungem în situația de deficit în care suntem astăzi. Le pasă de menținerea puterii în partide și de rămâne la, la guvernare și aici, evident, și PNL-ul va trebui să facă, să aleagă la un moment dat dacă vrea să continue cu PSD-ul și atunci să duce într-o anumită direcție și de anumite mesaje electoratului sau dacă vrea să contribuie la cu adevărat un pol de dreapta pro-european care să facă reformele de care România are nevoie ca de aer. Deja nu mai e vorba de o opțiune politică dacă facem sau nu reforme. Avem nevoie ca de aer de reformă administrației, de reformă în sistemul de educație, de sănătate, de transparență și de eficiență în cheltuirea banilor public. De dreapta cu cine? Deci pnl cu cine? Pentru că zilele trecute chiar a fost un eveniment de lansare al alianței Dreapta Unită nu? care uh, grupează uh, USR-ul, Forța Dreptei și PMP-ul. Cu cine să facă. Până acum putea să facă un pol de dreapta, dacă voia. Păi, polo, da, putea să facă și până acum, și poate să facă încă și de acum înainte. Câtă vreme au decis că rămân la guvernare din diferite motive, nu prea aveau cum să facă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să existe discuții, chiar dacă ele nu sunt publice în momentul de față. Pentru că un astfel de pol nu poate fi făcut, din punctul meu de vedere, decât în jurul une abordări pragmatice a unui program de guvernare și de reforme realist care să fie nu doar afirmat ci și dorit de toate partidele, pentru că din păcate în 2020-21 exact el a fost doar afirmat, dar n-a fost și dorit de toate partidele și s-a văzut asta ulterior. Deci el a trebuit să fie uh, și dorit și apoi uh, afirmat. Noi avem deja PNRR-ul unde sunt multe măsuri pe care care au fost introduse acolo și pentru că PNL-ul a fost de acord, măcar reformele alea din PNRR, dacă le-am face și deja ar fi foarte bine pentru uh, România. Deci eu cred că e posibil uh, o astfel de uh, punere în comun a obiectivelor și intereselor diferitelor partide de pe dreapta, mai mici sau uh, mai mari, și dacă toate forțele astea s-ar uh, aduna, uh, Înțelegerea asta și proiectul ăsta comun ar putea avea un impact în așa fel încât înțelegerea asta să nu ducă doar la o sumă aritmetică a procentelor pe care acum aceste partide mai mici sau mai mari le au în sondaje, ci să adune și mai multe lume pentru că ar fi un proiect coerent care să dea o perspectivă țării. Pentru că e evident că așa cum stau lucrurile acum, ei zic, a, păi, de ce să facem pasul ăsta? Pentru că oricum, uitați-vă la sondaje, nu reușim să facem uh, majoritate. Dar chiar dacă matematic PNL-ul cu PSD-ul fac acum o majoritate, noi la fel de bine și de clar știm că această coaliție nu va face reforme. Pentru că dacă vreau să o facă, o făceau până acum. Dar noi am văzut că preocuparea PSD-ului nu e să gândească programe de reformă, așa cum se tot laudă domnul Ciolacu, a administrației publice, ci să alimenteze în continuare baronii locali. Ca să să le aducă voturi și ei să se poată menține la putere. Mi se pare că pnl ul în momentul de față, este interesat de a face reforme? Păi, nu, asta spun. Asta spun că uh, ei sunt interesați de a-și menține procentele ca să, să rămână în continuare la, la guvernare. Ei ar putea foarte bine, din punctul meu de vedere, dacă ar avea un pic de curaj, să rămână și la guvernare, dar să facă și reforme pe care. Unii din PNL, a căror nevoie, unii din PNL, o înțeleg foarte bine, pentru că am mai discutat și discut și păi eu. Și cu acest punct de dreapta de, de care spuneați dumneavoastră, din cine ar trebui să fie, Cine ar trebui să facă parte din el? Păi, așa cum am spus, USR cu Forța Dreptei și cu PMP-ul au făcut deja această înțelegere care e utilă din perspectiva acestui proiect politic, dar din punctul meu de vedere nu e suficientă. Ar trebui și PNL-ul să fie implicat acolo cu o altă viziune decât cea pe care au acum. Ar trebui să fie și partide mai mici care deocamdată nu de sunt în parlament, ca și reper. Dar sunt și alți oameni care se prezintă ca fiind reformatori de dreapta pro-europeni care își doresc modernizarea României și un lucru important Cred că pentru un astfel de proiect nu mai e suficientă doar o alianță și o înțelegere politică. Noi, din păcate, în ultimii uh, ani, uh, am văzut evoluând doar societatea civilă și mediul antreprenorial, care face multe lucruri bune pentru uh, societatea românească, pentru sistemul de educație, de sănătate, pentru politicile sociale din România. Lucruri care ar trebui să le facă. Guvernul și politicienii, și care nu reușesc să le facă pentru că n-au curajul sau puterea de a face reforme. Dar eu ce am văzut din toate întâlnirile mele pe teren de anul trecut e că uh, noi am văzut construcția unui spital aici în București uh, din bani colectați de la cetățeni și de la mediul antreprenorial făcut de. O asociație neguvernamentală. De asociația dăruiește viața? De da, să și asociația librile. dăruiește viața ce cu cele două doamne, dar i-am văzut și spitale modernizate, și la Arad, și la Constanța, cred că și la Brașov, și în alte părți, care nu sunt atât de vizibile. Eu am căutat să le fac vizibile, care tot așa au fost modernizate sau secții de spitale, tot de asociații și cu contribuția cetățenilor la nivel local. Eu am văzut școli modernizate de ONG-uri, eu am văzut proiecte de reducere a abandonului școlar conduse de uh, asociații de organizații neguvernamentale, eu am văzut proiecte care finanțează uh, uh, formarea uh, profesorilor și sprijinirea lor ca să-și poată face treaba în mediul rural, proiecte finanțate de uh, asociații ale antreprenorilor sau pat uh, patronatelor din uh, România. Experiența asta acumulată în ultimii 10, 8, 10 ani în mediul antreprenorial și neguvernamental trebuie adusă la masa instituțiilor publice și numai așa noi putem implementa anumite reforme care să aibă și impact pe teren. Deci un astfel de proiect de reformă în România cu un pol de dreapta pro-european ar trebui să ducă și la o prezență politică mai activă în reformă din România împreună cu societatea, și ar trebui să ducă abordarea asta și la nivel european. România, al șatelea stat membru la nivel european, România ar trebui să aibă o prezență mult mai influentă în Comisia Europeană cu Comisarul European, pe care noi ar trebui să-l avem de anul viitor încolo. Președintele României, în viitorul Consiliu European, ar trebui să fie unul dintre cei 5-4-5 lideri politici din Consiliul European cu influență și la nivel european și regional. Noi avem tot interesul. Ca Moldova să intre în Uniunea Europeană, noi avem tot interesul să găsim o formulă cu Ucraina, pentru că e o țară uh, vecină și ține și de securitatea noastră. Noi ar trebui să fim cei care, sau președintele României în Consiliul European, cel care face legătura între viziunea uh, despre o Europa uh, democratică, dar viziunea care există în Europa de Est față de viziunea care există în Europa de Vest, care e un pic diferită, pentru că e o altă perspectivă și față de Rusia și față de Est și de, de Sud. Deci da, asta din păcate nu se poate pentru că am văzut rezultatele până acum cu o guvernare PNL PSD și cu atât mai puțin se va putea alimentând un discurs extremist așa cum se întâmplă în momentul de față cu un aur care să crească și care ne spune doar ce nu merge și uh, care alimentează ura și furia în țară, și nu și spiritul constructiv și ideile despre cum ar trebui să evolueze lucrurile. De asta e atât de necesar un astfel de uh, pol de dreapta ca să uh, contrabalansăm uh, furia și supărarea legitimă a oamenilor. Eu fac o diferență între cei care spun acum că ar vota cu aur și liderii irresponsabili din aur care profită și surfează pe valul acesta de furie sau de frică, de teamă, în mare parte legitimă a cetățenilor români care nu mai au încredere în proiecte politice pro-europene, să n-au suficientă încredere în proiecte politice pro-europene și democratice pentru că nu văd rezultate, din păcate. Pentru că liderii PNL-PSD să târguiesc despre cum să să mențină ei la putere, nu despre cum să modernizeze România. Cum am văzut sondajele, multe dintre sondaje, au este cotat cu a doua șansă în alegeri, cel puțin până de curând, până a apărut doamna Șoșoacă cu Partidul SOS România, dacă nu mă înșel. Acest pol de dreapta, probabil în acest an, nu sunt șanse să vedem și, până la urmă, se joacă. Aici, deci, Aur și uh, Partidul SOS uh, România al doamnei Șoșoacă joacă destul de, uh, de greu și va cântări destul de greu în aceste alegeri. Uh, cum, cum, vedeți, cum, uh, cum vedeți, în context european, această ascensiune a celor două partide? În primul rând, creșterea extremismului în România și -a aurul în România. E alimentată de comportamentul PSD-ului și a liderilor de acolo, care nu de ieri, de azi, de ani de zile alimentează un discurs extremist. Amințiți-vă de Dragnea, amințiți-vă chiar de Ponta, care uh, au alimentat când erau în fruntea PSD-ului un discurs extremist anti-european, unde tot răul venea de la Uniunea Europeană și tot binele era dus doar de PSD. Alimentează în continuare comportamentul PSD-ului și la acestea, abordarea populistă a liderilor actual, a lui Ciolacu și a celorlalți lideri PSD, alimentează discursul aur. Pentru că PSD-ul are tot interesul să crească aur, PSD-ul și-ar dori, ei au un electorat captiv. Așa că ei și-ar dori ca al doilea în. Sondaje și la alegeri să fie aur, ca să ajungă eventual la prezidențiale în al doilea tur cu un candidat de la aur. Fiind nu asta, riscat, sigur că e. Nu ar... este totuși e ar... Evident că e un risc și aici e vorba de România. Pentru România e un risc major. Dar cât, de câte ori s-au gândit cei de la PSD la riscurile pentru România? Când Dragnea a aruncat în aer legile justiției și a împiedicat în felul acesta. Închiderea MCV-ului și posibilitatea de a negocia aderarea la Schengen, s-a gândit el la România atunci, nu s-a gândit la pielea lui. La fel se gândesc și cei de acum la pielea lor. Pentru că, vedeți, n au Dacă nicio, politic n -au nicio jenă. Politic și pentru ei, până Domnul la urmă. Stănescu de la PSD n are nicio jenă să modifice legea uh, uh, terenurilor agricole și a pășunilor din România, să introducă terenurile cu stuf. Ca pășune agricole să primească subvenții. Nu e teamă că România riscă să piardă fonduri europene și să-și piardă credibilitatea pentru asta, pentru că nu se gândește, de fapt, la interesul României, ci la interesul clicii de, de, de partid de acolo din PSD. În felul ăsta lucrează ei. Deci, faptul că crește aur la o dică pentru PSD poate să fie o alternativă. Domnule, o să se dea de ceasul morții, domne, noi am rămas singuri să guvernăm, nu avem încotro să cerem susținerea în Parlament aurului dacă voi nu vreți să ne susțineți. Deci ei, dacă nu le merge cu PNL-ul, la adică o să mai ia câțiva parlamentari din ăștia traseiști de la aur, pentru că aur nu are o ideologie și un proiect de modernizare, de dezvoltare a României, ce are un proiect de creștere a sentimentului fricii din România ca să mai câștige așa conjunctural anumite voturi. Noi am văzut extrema dreaptă antieuropeană, nicăieri în Uniunea Europeană, unde în unele țări au ajuns la guvernare și fie n-au rămas la guvernare pentru că n-aveau un proiect, fie dacă au rămas la guvernare, cum e în Italia, e pentru că și-au schimbat discursul. Georgia Meloni are un discurs mult schimbat acum față de cel pe care îl avea în campanie. Deci, nicăieri extrema dreaptă n-a adus modernizare și n-a adus proiecte și viziune pe termen lung, ci a adus doar teamă și furie. Ei, da. PSD-ul surfează pe orice numai să rămână la putere pentru că ei au de hrănit niște guri care uh, întrețin uh, și uh, menținerea partidului la putere la nivel local și în felul ăsta și menținerea la guvernare la nivel național. Ăsta e riscul major uh, a creșterii aurului. Nu doar faptul că noi în România ne focalizăm uh, energia nu pe a construi și a moderniza România, ci pe a ne apăra de frici. Multe dintre ele reale și legitime. Noi, în ultimii ani, am trecut prin patru crize: economică, pandemică, criză climatică, războiul din agresiunea Rusiei în Ucraina. Și e normal ca oamenii să fie îngrijorați de asta. Dar ei, atunci când sunt îngrijorați, fie să uită cu încredere la cei care le propun un proiect credibil de modernizare și de ameliorare a situației și la nivel național, dar și la nivel european, fie dacă proiectul ăsta nu există, ei în mod normal și legitim să duc acolo unde niște oameni le promit că, domnule, dacă nu o putea face mai bine, dar măcar îi punem pe stadion și mitraliem pe ăștia care v-au dus în situația asta. Cam asta e simplificat uh, discursul uh, aurului. Vedeți acolo. în 2024, la final, cu, de ce nu, liderul aurului, George Simeon, președintea României? Nu vreau să-mi imaginez un astfel de proiect și nu cred că vom ajunge în situația asta. Noi am mai avut astfel de amenințări a creșterii extremismului și în uh, România și în alte momente ale istoriei, poate la fel de dificile, chiar dacă contextul regional, internațional, nu era atât de tensionat, și românii au dovedit că sunt mai maturi și mai inteligenți decât liderilor politici. Și în cele din urmă, cu toate riscurile care apăreau și atunci în sondaje, multe din sondaje alimentate ca să crească și să amplifice acest sentiment, cu toate astea, Românii au știut să se gândească la interesul lor în primul rând și și-au exprimat supărarea și furia de multe ori, dar n-au făcut-o în detrimentul propriului uh, viitor și n-au pus uh, ouăle majoritar în coșul uh, celor care au făcut o omletă ca să-și hrănească burțile mai degrabă decât să le pună sub o cloșcă și să scoată pui uh, și să, să dezvolte în felul ăsta în România. Deci oamenii au făcut diferență între cei care folosesc ouăle ca să-și facă omlete și cei care folosesc ouăle ca să dezvolte un business în interesul bunăstării. Domnule Cioș, hai să revenim pentru final la Reper, partidul din care faceți parte, pe care nu-l conduceți dumneavoastră, ci doamna Strugariu și domnul Păslaru. Am văzut un sondaj, cel mai recent sondaj în scop, care creditează formațiunea cu 0,9% în intențiile de vot. Cât de relevant este reperul în acest moment în peșina politică din România, cu un astfel de scor în sondaje? Reperul e un proiect în construcție. E un proiect în construcție în care noi credem și în care colegii care au decis să înființez acest partid cred în continuare și fiind un proces în construcție, un proiect în construcție, e evident că sondajele evident că au un rol, dar contează mai puțin pentru noi, chiar dacă sigur, ne uităm și la sondaje, dar contează mai mult procesul acesta de construcție, a partidului, în teritoriu, mesajele pe care le transmitem prin mijloacele pe care le avem, pentru că nu avem subvenție de la stat, cum au celelalte partide. Folosim resursele umane pe care le avem atâtea câte le avem, însă cred că reperul poate să fie una din acele alternative a celor care văd un PNL ezitant, care mai degrabă ar rămâne cu PSD-ul decât să se gândească la ce se poate construi pe partea asta de centru dreapta pro europeană. Vedem un USR care mai degrabă pare că se duce spre dreapta cu forța dreptei și cu PMP-ul decât să se gândească la zona de centru. Sunt mulți tineri cărora le pasă de viitorul lor care au așteptări de la un partid politic să vadă un proiect european, un proiect care integrează și viitorul lor economic și riscul de a nu găsi locuri de muncă de a nu avea locuințe, chiar dacă înființează o uh, familie dar interesează în aceeași măsură și ce se întâmplă la nivel uh, european și problemele de uh, securitate, dar interesează și problemele de climă și de mediu nu pentru a distruge economia, ci pentru a le integra în uh, modelul de dezvoltare economică și deci să uită la astfel de proiecte uh, politice care chiar dacă vin ele de jos și sunt într-o fază uh, incipientă, uh, propun niște idei. Și asta uh, e pe, uh, pe ce mizăm noi, și uh, în direcția asta vom merge cu deschidere cu uh, deschidere față de ceilalți potențial parteneri, conștienți fiind că uh, vom avea nevoie să colaborăm și cu usr și cu uh, uh, polul acesta de dreapta. Că dacă PNL-ului vine mintea la cap și se gândește la modernizarea României și nu doar la menținerea lor la guvernare cu orice preț, va fi nevoie să cooperăm și cu PNL, dar cu un PNL care să se angajeze clar și ferm la niște măsuri de reformă și la un astfel de program de guvernare. Și ăsta e motivul pentru care suntem încă în politică și căutăm să propunem un proiect politic. 0,9% cât este creditat partidul în sondaje, nu văd, mă scuzați, șansă azi, de a fi, azi de a spune e, azi ceva cu adevărat. 0,9. A fost și 2%, a fost și 1%, a fost și 3%. Și sondajele astea, acum dumneavoastră, știți cel puțin la fel de bine uh, ca mine, că sondajele astea nu doar că sunt o fotografie la moment dat, ci că uh, ele scot în evidență într-o măsură mai mică sau mai mare interesele celui care plătește uh, un sondaj. Și eu am fost președinte de partid și am făcut sondaje și știu și cum sunt folosite sondajele astea, nu doar pentru a testa uh, percepția uh, publică, ci și pentru a transmite mesaje prin sondajele respective și multe din sondajele publicate în ultima uh, perioadă au scopul de a transmite anumite uh, semnale. Încă o dată nu spun că ele nu sunt importante și că nu le luăm în uh, considerare. Dar uh, chiar dacă stăm așa cum stăm în sondaje, continuăm uh, să punem cărămidă peste cărămidă la proiectul acesta pentru că și când eram la Plus și la USR Plus eram la 15% în sondaje cu 3 săptămâni cu lună de zile înainte de alegeri și la uh, alegeri am ieșit cu 22%. Deci totuși între 15 și 22% erau 7%. Cât credeți că are reperul realității? Nu mă interesează, nu mă interesează pentru că ceea ce va conta e votul la momentul respectiv cât are acum, sigur, cum v-am spus, și noi am mai făcut uh, și anul trecut în toamnă uh, sondaje și o să mai facem în continuare și nu doar ca să vedem procente, ci ca să și testăm anumite idei, anumite proiecte, o anumită viziune, uh, să vedem care sunt așteptările cetățenilor. Pe elemente și din astea calitative ne interesează sondajele mai mult decât a le flutura ca să-i speriem pe unii sau să-i încurajăm pe alții cu procentele pe care le avem. Vă întreb sincer, dacă și aștept un răspuns sincer, dacă dumneavoastră v-ați fi asumat conducerea Partidului Reper, credeți că acum acest partid nou era mai vizibil, era mai relevant pe scena politică din România? Nu, atunci lucrul a fost foarte clar. Nici n-are rost să dacă și cu parcă dacă ar fi fost așa. N-a fost așa pentru că. Eu am spus atunci foarte clar, am plecat de la USR nu în intenția de a rupe partidul pentru a forma un alt partid, așa cum au vehiculat inclusiv unii colegi de la USR. Am plecat pentru că lucrurile nu funcționau în intern și n-am putut să fac un parteneriat. Ceilalți colegi nu și-au dorit, cei care conduc acum USR, nu și-au dorit un parteneriat cu mine și cu noi atunci real și văd că în continuare nu și-l doresc nici cu alți colegi care, continuă să părăsească partidul. Sunt cam aceleași probleme acum cu cele care erau acum un an și ceva, doi ani când am plecat eu. Alți colegi care au plecat atunci când am plecat eu au dorit să, fac să facă un nou partid și i-au spus, bun, dacă doriți trebuie să vi-l asumați voi pentru că ăsta trebuie să fie un proiect pe termen lung. Nu mai poate să fie un partid care să fie construit doar în umbra unui om care are o anumită vizibilitate și notorietate politică și publică, trebuie construit altfel decât a fost construit plusul și decât am contribuit noi la proiectul USR+. Deci de-aia nici nu are niciun sens să facem cu dacă și cu parcă, pentru că atunci a fost o înțelegere foarte clară a obiectivelor noastre. Eu am spus că nu intenționez, chiar dacă intru ca membru fondator, nu doresc să fac un partid al meu, așa cum încă multă vreme după ce l-am constituit, inclusiv presa l-a vehiculat ca fiind partidul lui Cioloș. Sper că acum lucrurile sunt clar că e un partid în care și Cioloș e membru, dar nu e un partid al meu. Așa că colegii care și-au asumat atunci conducerea își asumă și acum acest proiect. Eu sunt acolo ca membru, îi voi ajuta cât, cât pot. Eu mi-am exprimat și continuu să-mi exprim intențiile mele. Deci veți candida la Europarlamentare? Dintotdeauna n-am spus că voi candida la Europarlamentare, am spus că. Era o întrebare, veți candida spus la Europarlamentare? Că, nu, știu, nu știu, încă n-am luat. Decizia asta va trebui să o iau și să o luăm împreună cu colegii din partid care vor decide în ce fel vor constitui lista de candidați pentru Europarlamentare. Eu am spus că pe mine mă interesează ce se întâmplă în România și uh, un proiect politic pentru uh, România. I-am spus cum văd, cum cred că ar trebui să arate un astfel de proiect politic mai larg în România, de cum ar trebui gândit inclusiv o candidatură la prezidențiale, despre ce ar trebui să facă viitorul președinte al României ca să poată să contribuie și să susțină un astfel de proiect. Ați al Ați asumat o candidatură României. la prezidențiale într-un asemenea proiect de care faceți la urla? Da, o, evident de... că mi-aș asuma. Cred că. Am uh, acumulat această experiență și politică și instituțională, atât la nivel național, cât și la nivel european și uh, internațional. Și, da, am spus în mai multe rânduri cum văd uh, funcția prezidențială, ce cred că ar trebui să facă președintele. Am mai și spus că uh, nu vreau să las impresia că sunt un aventurier și că arunc doar așa uh, vorbe. Îmi dau seama. În mod realist, că un astfel de proiect are șanse doar dacă e parte a unui proiect mai larg, și de aceea prezint această candidatură cu o anumită circumspecție ca să nu cadă în ridicol. Dar, da, mă interesează un astfel de proiect, cred că pot să-i fac față, cred că am o viziune despre cum ar trebui el construit, nu singur, ci împreună, așa cum am spus cu alții. Sunt încă multe lucruri care trebuie să se întâmple, dar până să ajungem acolo, dar eu continui să construiesc și asta e cumva și rolul meu inclusiv în este acest proiect. Este posibil acest proiect în acest, per... acest an, pentru că alegerile, Europa, uh, alegerile prezidențiale sunt în acest an, la sfârșitul acestui an. Da, Iar eu cred că în acest an... an încă se vor întâmpla multe lucruri până să ajungem la alegerile prezidențiale, uh, alegerile europarlamentare cu sau fără alegerile locale uh, alăturate, uh, vor fie o piatră de hotar. Eu cred că multe lucruri, din păcate, spun, pentru că risc într adevăr să fie foarte târziu, dacă nu prea târziu, dar sentimentul meu, așa cum stau lucrurile acum, e că foarte multă lume din partid așteaptă să vadă sentința alegătorilor la alegerile europarlamentare și că în funcție de asta vor decide cum își vor construi propriul proiect uh, politic uh, pentru ce se va întâmpla în toamnă, la sfârșitul toamnei și la sfârșitul anului viitor. Deci aveți deschidere de negocieri, de discuții cu foștii colegi din USR, nu? Cu toată lumea toată de pe lumea partea dreaptă pro-europeană, pentru că dacă e să privim realist lucrurile, nu, nu, nu se poate altfel, nimeni, niciun partid în momentul de față, în România, nu poate spune că el va putea forma guvernul singur, și chiar dacă fiecare partid își prezintă proiectul politic, nu poate să spună că, în mod exclusivist, măsurile respective doar el, ca partid, le va susține și le va promova. E nevoie de mai mulți și de asta, noi, de fapt, trebuie să și învățăm, inclusiv din greșeli sau neajunsuri, din felul în care am făcut politică în trecut. Și e foarte clar acum că un astfel de proiect politic nu are șanse dacă nu există mai mult dialog politic, chiar și informal. Eu sper să existe și în momentul de față, chiar dacă pe față fiecare partid încearcă să-și maximizeze șansele la alegeri, inclusiv prin discursul politic mai maximalist, dar să existe totuși contacte, informale uh, Ați și avut discuții cu discuții? liderii celor alte partide menționate. Evident, că dacă eu spun că ar trebui făcute lucrurile astea, eu sunt. Ar trebui să fiu primul care fac lucrul ăsta. Și da, evident că am avut și o să continui să am atâta cât uh, o să pot, pentru că așa cum am spus, sunt lucruri, timpul o să treacă foarte repede și sunt lucruri care. Pot fi discutate de principiu și. Ați discutat cu cei de la PNL? Dați-mi voie să nu intru în mai multe detalii. nu, nu prea multe partide ele... Păi nu, <laughs> dar. Evident, eu am contacte, am avut tot timpul și când n-am fost membru uh, al unui partid politic și asumam anumite responsabilități, eu am, chiar am fost acuzat că, în calitate de comisar european, discutam. Uh, și cu unii de la PNL, discutam și cu unii de la PSD, mi se părea firesc să discut probleme care țineau de interesul României, nu chestii de opțiune politice. Nu eram de acord cu multe din opțiunile politice ale unora sau altora, dar asta nu m-am împiedicat să am discuții atunci când era vorba de interesul României, când a fost prim-ministru în 2016. Eu n-am avut în programul de uh, guvernare, eu știu, uh, elemente de ideologie politică sau de viziune politică pe care le criticam ardent la PSD. Uh, dar asta nu m-am împiedicat să discut cu PSD-ul pentru că uh, altfel nu aveam cum să am majoritate în Parlament și uh, eu aveam nevoie de minimă majoritate uh, ca să pot să țin România pe linia de plutire de la guvern. Dar nu înseamnă că eu mă aliniam la opțiuni politice pe care le-am și criticat la, la, PSD. Dar eu am învățat în puțină experiență politică, puțină sau multă, cât am avut uh, și la nivel național, dar mai ales la nivel european, că fără dialog n-ai cum să avansez. Eu, ca și comisar european pentru agricultură, a trebuit să negociez cu cinci grupuri politice în Parlamentul European, o majoritate politică care să-mi susțină reforma și cu grupuri politice de la stânga extremă până la uh, dreapta conservatoare. Dar aia nu înseamnă că eu m-am aliniat la toate opțiunile lor politice și că am căutat pe obiectivele pe care mi le defineam să găsesc interese comune la uh, ceilalți și să putem construi un proiect împreună. La fel a trebui făcut și aici. La fel mi-aș fi dorit să pot să fac și la uh, USR. Din păcate uh, N-am putut atunci, pentru că stilul de management și de leadership a fost diferit. Dar eu cred că... Regretează că eu de cred din USRS sau partide, nu știu, v-ați gândit vreodată că poate v-ați grăbit? Evident că m-am gândit așa cum m-am gândit că ne-am grăbit și când am ieșit de la uh, guvernare atunci cu Florin Câțu. Tot timpul îți pui niște probleme după aceea, dacă chiar ești onest cu tine însuți. Uh, însă... Uh, eu am luat atunci o decizie pe care mi-am asumat-o, am, asumat am explicat-o uh, foarte clar, n-am făcut-o așa pe, pe picior și pe niște nervi de moment. Uh, i-am încercat timp de 4-5 luni de zile să construiesc ceva, i-am fost ales atunci cu niște obiective, pentru că, din păcate, în statutul USR președintele partidului e ales prin vot direct și biroul politic prin vot al Congresului. Dar uh, nu există echilibru ăsta și în raportul de forțe, în puterea pe care are președintele în raport cu biroul politic. În USR, conform statutului, fără majoritatea din PN, președintele nu are nicio putere de decizie, ci doar una de reprezentare și de execuție. Dar eu fusese ales cu niște uh, obiective și cu un program pe care l-am prezentat membrilor de uh, partid și când mi-a fost foarte clar că nu am susținere pentru niciunul din acele proiecte pentru că ele fuseseră respinse în alea patru luni sistematic toate proiectele de reformă pe care le-am propus ca să fie foarte clar pentru toată lumea am propus o schiță pentru un astfel de program de principiu biroului politic căruia am cerut votul ca să am minima garanție că suntem aliniați măcar pe niște obiective ca să putem lucra împreună. Și în momentul în care acel proiect a fost respins, era clar că eu n-am cum să-mi duc la îndeplinire mandatul. Și așa cum am făcut-o și în alte momente. În 2016, când, în 2015, când mi-am luat un angajament că voi fi un prim-ministru independent care va organiza alegeri oneste și transparente și dintr-o poziție de echilibru, eu mi-am ținut cuvântul până la sfârșitul lui 2016 în ciuda presiunilor pe care le-am avut și atunci de la unele partide inclusiv sau mai ales PNL, PNL. și USR să mă duc pe listele lor. Dar eu m-am dat un cuvânt în 2015 și am vrut să mă țin de el până la uh, sfârșit pentru că am căutat să fiu un om de uh, cuvânt, să fac uh, ceea ce spun, să țin la niște valori și la niște principii pe care le uh, enunț și să fac compromisuri de care e nevoie în politică, doar în limita în care compromisele respective îmi permit să mențin un minim de verticalitate a coloanei vertebrale, fără de care nu mă simțeam eu și cu conștiința mea capabil să continui în politică. Și asta s-a întâmplat și la USR și atunci aveam de ales între am flexa coloana și să mint, practic, să spun în afară că totul e ok și că usr va deveni cel mai puternic partid de opoziție când noi ne consumam 80% din energie pe dispute interne care iată din păcate au continuat și apoi pentru că uh, oamenii acolo n-au reușit să se alinieze. Dar totuși sunteți optimist. că ați putea face un pol cu usr în inter... Da, pentru că e vorba de un proiect politic pentru România. Acolo era vorba de un proiect politic pentru un partid politic. Un partid politic care trebuia să împartă funcții, să împartă locuri pe liste și unde, vedeți, abordarea poate să fie într-un fel într-un partid, poate să fie în alt fel în alt partid, dar pe viziunea privind dezvoltarea României noi nu avem diferențe majore. Reper va candida singur la alegerile europarlamentare? Dați-mi voie să las conducerea partidului să prezinte și să susțină strategia electorală pentru alegerile europarlamentare și parlamentare. Și după ce conducerea partidului va prezenta această strategie, care acum e în discuție, să pot să o susțin și eu. Eu pot să spun niște lucruri doar până la punctul la care acele lucruri au fost decise de partid. Deocamdată, această strategie este în lucru și în următoarele săptămâni ea va fi prezentată. A spus că nu ați luat o decizie încă privind candidatura dumneavoastră la alegerile europarlamentare. Vă întreb atunci dacă ați fi mai tentat pentru. Un proiect în țară, pentru o funcție în țară, sau pentru a continua la nivel european? Eu am spus deja de anul trecut că mă interesează foarte mult ce se întâmplă în țară. Am și spus de ce o candidatură la prezidențiale mă interesează și o iau foarte în serios, în măsura în care ea va fi și posibilă și va avea susținerea necesară. Eu pentru asta lucrez. Acum, îmi e foarte clar că orice responsabilitate, și la nivel național, e direct legată de felul în care România va fi reprezentată la nivel european. Pe rezultatul alegerilor europarlamentare, rezultatul alegerilor europarlamentare vor avea un impact direct asupra tuturor alegerilor care vor urma în România în acest an. Deci, aceste alegeri sunt importante nu doar. Prin direct prin calitatea oamenilor pe care îi trimitem în Parlamentul European, dar și indirect prin felul în care discursul și dezbaterea politică din uh, uh, campania pentru europarlamentare vor influența uh, dezbaterea politică uh, a alegerilor care vor urma. Pentru că ce se va întâmpla în România în următorii ani depinde direct de ce se va întâmpla la nivel european. Din fericire, din ce în ce mai multă lume în România, văd că în ultimii 2-3 ani înțelege că ce ni se întâmplă nouă acasă, securitatea noastră alimentară, dacă vreți, securitatea noastră fizică, securitatea noastră socială, economică, de acasă, de la nivel local la nivel național, depinde în mod direct de decizii care să iau și la nivel european. Deci cele două lucruri sunt legate și din punctul meu de vedere, leadership politic din România, fie că vor fi politicieni cu responsabilități în țară, fie că vor fi lideri politici români cu responsabilități la nivel european, vor trebui să lucreze pe un proiect comun și un proiect integrat, care să fie bine reprezentat și acasă și care să fie bine reprezentat și la nivel european. România Trebuie să fie mult mai prezentă, proactiv, la nivel european decât a fost uh, până acum, în următorii ani, pentru că vor fi decizii cheie la nivel european, nu doar pentru a gestiona crize, cum am văzut că au trebuit gestionate în ultimii ani, dar și pentru, a, și, și pentru a defini viitorul proiect european din care să facă parte și Republica uh, Moldova, un proiect european care să dea și o perspectivă clară modelului economic și, deci, industriei noastre auto industriei noastre, eu știu, informatice, sistemului de apărare pe care îl avem, agriculturii noastre, modelului nostru alimentar, lucrurile astea vor depinde foarte mult de ce decizii se vor lua la nivel european și România ar trebui să joace un rol cheie, să nu fie doar un follower care să uită la ce mai zice Macron, la ce mai zice Scholz, la ce mai zice rute, mai nou la ce mai zice Tusk, ca să vedem în ce direcție o luăm, nu, ar trebui să se uite și alții la ce mai zice uh, viitorul președinte al uh, României, care ar trebui să fie unul dintre cei, cum v-am spus, 3, 4, 5 jucători cheie la nivel european. România are potențialul ăsta și uh, economic, și politic, și teritorial, mai trebuie să-l uh, să-l valorificăm, Ducând la nivelul ăsta politicieni care chiar să fie în măsură să valorifice uh, potențialul ăsta. Domnule Celor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat uh, invitația la o discuție despre ce se întâmplă în Europa și ce se întâmplă în România și vă mai aștept uh, la Hot News când vom avea de discutat și, slavă Domnului, anul acesta vom avea okay. de discutat tot anul. Și nu știu dacă să zic din păcate sau din fericire, cred că vor fi și multe uh, evoluții ale... Situația agendei uh, publice sunt încă multe necunoscute care vor influența uh, probabil situația, așa că vom avea de discutat multe. Lucrurile. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu pentru invitație încă o dată.